Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce gândește, ce simte și ce face persoana din mintea ta în legătură cu tine în acest moment, ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Dacă nu ai pe nimeni în minte, poți să lași pur și simplu tarotul să-ți transmită mesaje în legătură cu oamenii din jur. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Ok, persoana aceasta gândește că ești foarte dură, da, în ceea ce spui. Da? Omul ăsta se gândește, da, uite, e obosit, e plictisit de niște discuții aici care au loc. Are în minte poate o veste mare pe care vrea să ți-o dea sau se gândește, nu știu, că mereu e ca judecata de apoi, da, între voi. Se gândește că e judecat. Mai vrea o carte. Se gândește să se revadă cu tine. Uite. Aici, de asemenea, se gândește la o ceartă. Da? Poate e puțin gelos sau agitat în legătură cu tine. Se gândește că iar reluați legătura, poate iar aveți discuții în contradictoriu. Însă această persoană poate să fie în acest moment într-un conflict sau într-o situație care îl agită sau o agită. Dar văd că această persoană este temătoare, da? Este temătoare de o întâlnire, este temătoare de o discuție. E ca și cum persoana asta fuge de ideea de relație serioasă, fuge de o discuție aici. Uite, este o discuție legată de ideea de familie, ideea de casă. Hai să mai vedem ce mai gândește. Da? Justiția. O legătură cu zodia Balanță mai avem. Omul ăsta are în minte să ia o decizie. Da? Pentru că, na, e clar că așa nu prea se mai poate. E ca și cum persoana asta se gândește aici să ia o decizie pentru bucuria sa, pentru sufletul său. Este o hotărâre mare. Se gândește că e judecat. Are niște probleme cu legea, mai văd aici, sau consideră că îi se face o nedreptate. Hai să vedem ce simte în legătură cu tine în acest moment. Da. Avem 3 de monede, soarele. Simte că vrea să construiască totuși ceva alături de tine. De asemenea, simte o prietenie foarte puternică. Mai văd aici și multă fericire pe care o simte, însă în același timp persoana asta are o foarte mare încredere în forțele proprii. Totuși văd și o oarecare indecizie a acestui om. Da? E ca și cum persoana asta se simte puțin inferioară, consideră că vrei să îl înveți ceva, vrei să o înveți ceva. Poate e puțin orgolios, da? Și uite, văd aici că se gândește foarte mult la un drum sau este o persoană căreia îi place să facă totul doar după gusturile sale, doar după mintea sa. Cumva este o persoană puțin inflexibilă. Hai să mai vedem o carte. Văd aici un grup mai mic de oameni care are un rol important în viața lui sau în viața ei. Pot fi niște prieteni, familia. Ce mai simte? Da, simte pasiune în legătură cu tine. Poate să fie și puțin nervos sau nervoasă. Din nou o legătură cu zodia Leu. Omul ăsta simte că e ca o luptă între voi. Dar în același timp se simte atras și se gândește foarte serios să pună capăt la această luptă. În acest moment, fie omul ăsta se gândește foarte mult la tine, fie tu ai o importanță foarte mare în viața lui sau în viața ei. Turnul, Marea Preoteasă și 2 de cupe. Deci omul ăsta e pregătit aici să vină să-ți spună niște lucruri. Hai să vedem ce face în legătură cu tine.
turnul. Ok. În legătură cu tine. Turnul. Deci aici reacționează foarte ciudat. Da? Turnul reprezintă o reacție așa total neașteptată, își dă o mască jos de pe față, este pregătit să îmbrățișeze o greutate mare, fie pentru tine, fie consideră că relația asta cu tine e destul de apăsătoare. Pentru că omul ăsta se luptă aici cu cineva. Uite, 7 de spade, deci poate să fie un ignor, e ca și cum vede mesajul, nu răspunde sau evită să-ți răspundă. Se simte foarte obosit acest om. Încă o carte. Au ieșit 2. Da? Regele de bâte și spânzuratul. O legătură cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Dar avem, bineînțeles, și zodia pești. În legătură cu tine, parcă fie începe să te vadă altfel, fie... aici vrea să se sacrifice pentru tine. Omul ăsta cam explodează în acest moment. Fie are niște probleme acum și tu nu știi de ele, fie în legătură cu tine. Cam explodează și cam spune lucrurilor pe nume. Și cu spânzuratul aici. Hai să vedem cu tarotul ăsta. Și cu spânzuratul. Avem fidelitate, căsătorie. Da? Omul ăsta în legătură cu tine parcă mereu, nu știu, pune blocaje atunci când vine vorba de un contract, când vine vorba de ideea de relație serioasă. Stă și așteaptă, da? Așteaptă ceva sau se află într-o situație în care e pedepsit de cineva, de ceva anume. Vreau să văd turnul. Turnul reprezintă o hotărâre oficială și o bucurie neașteptată. Deci poate omul ăsta e foarte ferm cu tine, da? Și îți spune, uite, gata, ăsta sunt, asta sunt, îți place bine, nu la fel de bine. Uite. Duce ceva greu în spate. Duce ceva greu în spate. Pentru a menține relația sau pentru a face dreptate. Poate persoana asta simte că a ajuns la capătul puterilor. Eu simt foarte mult foc aici, adică o persoană foarte entuziasmată, energică, cineva care râde, glumește, dar care în același timp nu prea e stabil sau stabilă. Hai să vedem în continuare ce va gândi, ce va simți și ce va face în legătură cu tine în viitorul foarte apropiat. Din momentul în care tu vezi citirea. Se va gândi la niște planuri, la niște strategii. Văd că se va retrage sau va fi foarte misterios în gândurile sale, în ceea ce va vrea să facă. Mai văd aici o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar și cu zodia fecioară. Deci omul ăsta își face niște planuri aici în legătură cu tine. Poate chiar se va simți singur, izolat. Nu se simte bine. Se va simți trădat aici. Sau va considera că trădează. Va gândi totul la rece. Într-un moment de singurătate, într-un moment de răceală, într-un loc răcoros, nu știu. Mai vreau o carte. Ce va gândi? Ok, regina de bâte, 9 de bâte. Îi va fi teamă, da, uite, în viitorul apropiat, să se apropie de tine, dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, femeia asta se va gândi că ești cam un inamic, da, se va gândi că ești rece, că ești ciudat sau... se va gândi serios că vrea să se bucure de piață. Și în viitorul apropiat, uite, dacă ești femeie, persoana este parcă îi va fi teamă în legătură cu o rivală sau în legătură cu o persoană care, știu eu, ar putea să te deranjeze, cum ar fi o colegă, o prietenă. Mai avem aici zodii de foc, leu, berbec, săgetător. Uite, va avea aici niște regrete foarte mari. Hai să vedem ce va simți în legătură cu tine în viitorul apropiat.
Aici văd o invitație din suflet pe care ți-o va face, va avea sentimente noi, e ca și cum își va da seama că ceva nu mai poate funcționa așa. Va analiza foarte mult felul în care s-a comportat în trecut, tăcerea de care a dat dovadă. Mai vreau o carte. Cinci de spade, 10 de cupe. Va simți aici că face o nedreptate cuiva sau e ca și cum te va invita într-un loc cu multă lume. 5 de spade, 10 de cupe. Poate se va simți că este într-un compromis cu tine sau îți va propune un compromis, va considera că face o nedreptate sau poate consideră că tu îi faci o nedreptate. Și ce va face în legătură cu tine? Moartea, deci o schimbare de direcție, o transformare, o legătură cu zodia Scorpion, văd aici. Deci omul ăsta va fi foarte hotărât și va veni către tine. Hai să vedem, încă o carte. Avem magicianul și 9 de cupe. Deci omul ăsta va încerca aici să te convingă de un anumit lucru, va încerca să-ți pregătească ceva, poate cine știe va încerca aici să poate să mintă, da? Pentru că avem și cinciul ăsta de spade. Da? Va încerca să-și urmărească interesul astfel încât să se simtă bine, să se simtă mulțumit, împlinit. Cavalerul de monede, uite, vine cu ceva stabil, vine cu ceva în mână, cu o propunere, o veste. Hai să vedem aici ce e cu sfârșitul ăsta, ce va face. Ok, va reacționa destul de ciudat în legătură cu un drum. Sau totul pleacă de la un drum, o mașină, o călătorie. Poate vrea să închidă cumva, să sfârșească distanța dintre voi. Magicianul, hai că aici va încerca probabil ori să te recucerească, ori va încerca să meargă în altă parte, pentru că e posibil și asta. Va încerca aici să reînvie o iubire care e dusă, o iubire care nu mai funcționează. Ceva care nu mai e ok. Și 9 de cupe. Va pune punct la ceva și se va simți foarte împlinit, mulțumit, liniștit. Mai vreau o carte. Ce va face? Bărbat în vârstă, căsătorie, cineva vrea să te revadă și dragoste sinceră. Deci omul ăsta îți va spune aici că vrea să te revadă. Da? Poate chiar se va întoarce din trecutul tău, doar că, nu știu, cu niște replici total diferite. Da? Cred că e clar. Uite, ia aici o hotărâre pentru casa sa. O întâlnire norocoasă. Deci își va încerca norocul și poate va încerca să se întâlnească cu tine. Hai să vedem îngerii romantici. Îngerii romantici zic că undeva nu mai există iubire sau atracție pentru a continua o relație. Apoi avem
separare, flirt. Deci după o separare, poate persoana asta încearcă să vină înapoi și apoi avem iartă și învață. Îngerii spun să faci pace cu trecutul pentru a fi bine în momentul prezent. Și avem lună de miere, vacanță, timp petrecut împreună. Îți poate propune așa ceva. Și hai să vedem mesaje din acest oracol, da? Poate într-o altă viață ne vom reîntâlni. Treaba asta a devenit prea mult pentru mine, pentru noi. Mi-ai făcut prea mult rău și nu pot să te iert. Nu știu cine zice așa ceva, dar eu văd clar că omul ăsta va încerca aici să vină înapoi. Oricât aș vrea, nu mă pot schimba, dar dacă ai nevoie de mine, doar sună-mă. Vreau să te simt din nou, nu mai pot fără tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.